Bună dimineața și bine v-am regăsit aici la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Cum a fost weekendul dumneavoastră? Pentru că al meu a fost foarte încărcat, a fost așa cu binecuvântarea lui Dumnezeu că am fost plecat la Ribița și acolo am întâlnit oameni foarte faini. Știm cu toții că odată în an drumurile noastre duc acolo la casa lui Crișan. Și anul acesta a fost omagiat, așa cum ne stă bine nouă românilor să ne omagiem strămoșii. Nu întâmplător vorbesc despre Crișan, pentru că mereu încerc să spun prin cuvintele pe care mi le găsesc, sau nu uneori, să ne aducem aminte că tot ceea ce au făcut strămoșii noștri ne influențează pe noi astăzi și că destinele noastre sunt influențate de trecut. Să sperăm că trecutul nu ne-a influențat atât de tare încât să uităm ce ar trebui să facem astăzi. Ce facem astăzi ne influențează viitorul, pentru că orice clipă care trece devine trecut și ea ne schimbă viitorul. De ce am început despre trecut și despre viitor? Și de fapt, important e prezentul, singurul lucru care contează e ziua de astăzi, pentru că alături de mine, în această dimineață, în platoul de ale dimineții, e un om care influențează viitorul. Cum? O să vedem imediat, pentru că alături de mine, în platou, e domnul profesor Paul Țoța. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața, mulțumesc mult pentru prezentare, bine v-am găsit și mă bucur mult că reușim să ne vedem în această dimineață și să ne cunoaștem. Să știți că nu ne știm decât de în vedere. Astăzi ne-am întâlnit față în față prima dată. Eu sunt foarte sinceră, cum știți cu toții, debordez de sinceritate și mereu dau din casă. Recomandarea a venit de la un prieten comun și el, profesor, îl salutăm pe Mircea Mihuleț. V-a recomandat, să spunem așa, cu foarte multă căldură. Am înțeles că prin activitățile dumneavoastră influențați bine viitorul nostru, pentru că tinerii care trec prin mâinile dumneavoastră, că așa spunem noi, așa cred că prin mâinile unui profesor sau prin, nu știu, copiii trec prin mâinile dumneavoastră. Da, oarecum da, așa se spune. Eu vă mulțumesc mult și, cum să spun, pentru frumoasa prezentare și mai ales pentru cuvintele frumoase și mulțumesc și părintelui Mircea Mihuleț pentru recomandare. Ce vreau să vă spun, nu cred că eu sau, nu știu, altcineva influențează viitorul, eu cred că Dumnezeu este cel care hotărăște până la urmă ce se întâmplă cu fiecare și noi, într-adevăr, putem să influențăm ce se întâmplă în jurul nostru făcând voia lui Dumnezeu și până la urmă educând noile generații. Bine, s-ar putea acum să creez un pic de polemică și nu știu, să aveți poate anumite reacții negative la ce vă spun eu, dar până la urmă, cum a spus și noastră, ideea e să fim sinceri, să spunem ce simțim, ce gândim și eu cred că ăsta e lucrul cel mai important pe care trebuie să învățăm pe copiii noștri. Din păcate, cu tristețe vedem că nu se întâmplă chiar așa, că nu reușim de cele mai multe ori să transmitem lucrurile și atunci de asta spuneam că vine intervenția lui Dumnezeu, pentru că o să ziceți, bun, acum poate un inginer, un profesor, că mai aveam discuțiile astea, da, eu la bază sunt inginer în domeniul mecatronicii, a roboticii. Am terminat facultatea de mecanică, profil mecatronic în anul 2003 la Timișoara. Ulterior am făcut mai multe mastere în domeniul ingineriei calității, în domeniul tehnologiilor multimedia și al telecomunicațiilor, un doctorat în domeniul telecomunicațiilor pe partea de robotică de teleprezență și o să ziceți, bun, acum cum poți să spui că de fapt toate lucrurile sunt până la urmă la voia lui Dumnezeu? Păi sunt lucruri pe care ajung să le înțelegi de la un anumit moment și ideea e în felul următor. În momentul în care, să spunem, un copil vrea să pună mâna
la o priză, ce îi spunem? Să nu pună mâna că se curentează, dar nu vede curentul electric. Nu e o chestie pe care o vezi. La fel, cred eu, este și cu problematica asta, să spun, spirituală. Sunt lucruri pe care nu le vedem, dar le simțim. Și atunci, dacă reușim noi să ne dăm seama de lucrurile astea și să nu ne mai împotrivim, eu zic că lucrurile merg bine. Acum, din păcate, și discut cu foarte multă lume și din păcate să știți că oamenii sunt speriați unii dintre ei, mai ales părinți, legat de direcția în care se îndreaptă societatea. De asta vă spuneam, spuneți că influențăm viitorul, foarte puțin, să știți, reușim singuri. Dacă punem osul și facem toți ce ar trebui să facem, eu cred că va fi bine. Acum, ce putem să facem? Să fim noi modele pentru copiii noștri. Acum, v-am întrebat în momentul în care m-ați invitat, vă întrebam, ok, în ce calitate mă invitați? Mă invitați din partea instituției unde lucrez sau mă invitați ca persoană fizică? Mi-ați spus ca și persoană fizică și atunci o să prezint și eu lucrurile din punctul meu de vedere, din punct de vedere personal. Dacă m-ați fi invitat instituțional, atunci era o altă procedură și puneam problemele altfel. Însă, în ceea ce privește copiii, eu cred că este într-adevăr o necesitate de a ne dedica, tinerii generații, dar să știți că din câte îi văd eu pe copii, nu sunt foarte diferiți de noi, de cum era generația noastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Că mulți spun, domnule, dar când eram eu, eram, nu era altfel, nu aveam anumite tehnologii, nu aveam... În cadrul tezei mele de doctorat am făcut și un mic studiu legat de evoluția tehnologiilor și de modul în care tehnologiile ne influențează viața. De ce credeți că nu știu, ni se pare ciudat faptul că copiii noștri reacționează într-un anumit fel? Nu știu, de ce credeți că avem impresia asta? Că e o impresie până la urmă bine întemeiată și făcând o analiză și citind mai mulți specialiști, ce spun mai mulți specialiști și interacționând cu mai mulți specialiști în domeniu, mi-am dat seama că de fapt tehnologiile au început să evolueze foarte puternic, exponențial, începând cu anii 1780, inventarea motorului cu abur, când a început industrializarea. Și atunci, bineînțeles că tot acest tăvăluc de invenții, de inovații, de descoperiri științifice, au dus la schimbarea vieții omului. Problema e următoarea, în momentul în care, să spunem, nu știu, de la 1600 la 1700, nu se schimbau foarte multe lucruri în viața omului și tehnologiile rămâneau cam aceleași. Și vii, nu știu, în 2024, în condițiile în care eu, generația anilor 90, dar eram în general în anii 90, mi-am aminteam atunci că deci nu exista, vorbeam la telefon fix cu fisă sau cu cartelă, dacă vă amintiți. Cum să nu? Așa, și acum vă dați seama, au totul la degetul mic. E o trecere destul de rapidă, într-un termen scurt, și atunci nu apuci să te adaptezi la nivel de mentalitate, la nivel de societate, la nivel de nu știu, de pregătire cu aceste treceri. Nu aș considera că tehnologia este bună sau rea, contează cum o folosești. Exact. Exact. Și pe mâine cu ea ajunge. Problema este că odată cu evoluția tehnologiilor atât de rapidă, nu mai poți controla neapărat foarte ușor pe mâinile cui ajunge. Și de asta consider eu important și probabil la asta vă referați și dumneavoastră, că putem influența viitorul dedicându-ne în a educa tânăra generație și cu mindset-ul potrivit pentru astfel de lucruri și de tehnologii. Și nu știu dacă tânăra generație vrea să fie educată, pentru că există mereu divergențe între noi, cei care... Hai, ce bine a spus-o asta, da, a spus-o excelent. Nu știu dacă tânăra generație vrea să fie educată. Eu știu cu siguranță că nimic nu se întâmplă așa cum dumneavoastră a spus, fără voia lui Dumnezeu, ceea ce nici nu l-am oprit, ați văzut, l-am lăsat să spună, parcă urmărește toate emisiunile tale dimineții. Vă spun eu, le mai urmăresc, 100, știți, le mai urmăresc. 100 de ani de la 1600 la 1700, eu pot să vă spun că în 2006, când m-am angajat într-o multinațională, se vindeau și se ajungeau la populație telefoanele bicolor. Iar după 11 ani, când am plecat de acolo, aveam deja telefoane performante cu 125 de megabits memorie. Să nu uităm că până la urmă, vrem, nu vrem, viața evoluează. Care e problema și de ce spun că profesorii din ziua de astăzi și nu doar ei influențează generația tânără, e că putem să-i ajutăm pe acești tineri
să-i ajutăm pur și simplu să stăm lângă ei, pentru că diferența, așa cum eu o văd când eu eram de vârsta tinerilor care fac parte din echipa noastră aici la Hunedoara 1 TV, mă refer la Andra, la Bianca și la Alin, noi nu aveam creierul atât de prăjit, ca să înțeleagă toată lumea. Nu l-aveam, dragii mei, pentru că aveam 2 ore de emisiune la televizor. Asta era toată informația pe care noi o primeam. Sau, și mi-aș dori să spun, dar ești sau, că și noi am avut momente în care nu ne înțelegeam cu profesorii, dar spunem sau și aveam informația de la profesorii noștri. Eu mi-am dat seama în momentul când am venit la televiziune că doamna profesoară Petra Olga, o minune de femeie, sau doamna învățătoare Ștefan, oameni care mi-au marcat viitorul. Atunci nu am înțeles și aș fi spus: toate informațiile acestea sunt în plus, n-o să le folosesc niciodată. Așa cum spun și tinerii noștri din ziua de astăzi. Doar că au trecut câțiva ani buni, aș spune vreo 20, și ziua în care am călcat într-un post de televiziune, mi-am dat seama că toate acele informații mi-au folosit. Lucrurile nu s-au schimbat. Profesorii de astăzi își vor pune amprenta pe generațiile care vor ajunge la maturitate peste vreo 20 de ani. Acești tineri care astăzi calcă pragul Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu peste 20 de ani vor spune la fel ca și mine: mulțumesc Paul Țoța, mulțumesc Mircea Mihuleț, mulțumesc Marius Dragomir, mulțumesc Anca Mdean. Trăiesc momente de fericire. Eu sunt binecuvântată pentru că sunt contemporană cu acești oameni și acești elevi, așa cum ați văzut în emisiunile noastre, mulțumesc profesorilor ceva mai repede. Asta e motivul pentru care ne întâlnim aici. Alături de noi acești copii minunați. Uite, Bianca Hinț ne scrie: bună dimineața! Bună dimineața, bună, Bianca! Și vedeți, nimic, eu spun și am spus de fiecare dată când am ocazia, sunt mai mult decât sinceră, poate uneori prea sinceră, deranjant de sinceră, aș spune. Și uite, copiii, vă mulțumesc încă mai repede, pentru că eu mi-aș dori să dăm cezarului ce al cezarului, să nu treacă sute de ani, să-i mulțumim lui Crișan pentru curajul și puterea lui de sacrificiu. Sunteți de acord cu mine? Da, eu vă mulțumesc. Nu mă pot compara cu Crișan, bineînțeles, nu ne putem compara cu personajele istorice care până la urmă au ținut acest popor. Vă mulțumesc, le mulțumesc elevilor mei, mulțumesc Bianca, mulțumesc lui Alin și celorlalți elevi care se mai gândesc la noi și ținem legătura cu ei. Ideea este că mă gândeam așa când spuneați că influențăm viitorul. Dacă facem o comparație, haideți să privim din prezent trecutul puțin. Eu când m-am angajat în învățământ, era în anul 2003, când prin concurs de titularizare am ajuns la școala generală numărul 5, fosta generală 5 se numea Școala Generală Andrei Mureșanu. Ulterior, prin absorpție, în 2010, Școala Andrei Mureșanu a devenit parte a Colegiului Tehnologic Energetic. Din 2003 până în prezent, deci în 2003 erau 27 de clase de gimnaziu, de 5-8, în Școala Andrei Mureșanu. Acum câte clase credeți că mai sunt? Vreo 4. 8. A, tot e bine. Da. Au fost ani, deci când doar, au fost și doar în 4. Partea de gimnaziu, dacă le adunăm cele două generale, deci generală Andrei Mureșanu și fosta generală, deci fosta generală Andrei Mureșanu și fosta generală Octavian Goga, se adună undeva la vreo, cât să zic, nu știu, în total, până în 15 clase, dacă adunăm tot ce se poate. Ideea e în felul următor, ce vreau să vă spun. Avem o mare problemă cu depopularizarea și cu faptul că nu mai avem copii. Și atunci de asta vă spuneam, nu poate un profesor să schimbe fundamental viitorul. Adică, și ne dorim să schimbăm nimic, da, fundamental, da. Exact ce dumneavoastră noi s-ar spus. Putea să nu mai avem ce schimba peste câțiva ani. Chiar mă gândeam că dacă tendința stați asta va continua... credința în Dumnezeu. Așa este, corect. Până la urmă nimic nu e întâmplător în viață. Așa e, dar cum spuneați și numai asta depinde și de noi.
Depinde foarte mult. Dacă noi ne opunem și noi, de exemplu, avem o mentalitate și aud din ce în ce mai mulți tineri, apropo de asta, când întreb, termină clasa 12 ani, ne invită la cursul festiv și întrebăm, bun, și ce planuri aveți? Carieră, nu știu, facultate, carieră mai multe. Bun, și familie? Las, domnule, astea sunt chestii demodate. Copii, familie. Nici noi nu după 40 la 20 de ani familie. Da. Să fim serioși. Nu știu, eu mi-am dorit, să știți, întotdeauna. Eu poate am fost un ciudat din punctul ăsta de vedere. Eu mi-am dorit familie întotdeauna. Eu m-am căsătorit la 22 de ani și eram cam ultima în generația mea la vremea aceea, pentru că m-am căsătorit la 4 ani după liceu. Să știți că colegii mei au copii foarte mari. Îi salut. Copiii Claudiei Vintilă sunt astăzi stâlpi ai societății, să spunem așa, mulți dintre ei deja sunt căsătoriți și colegele mele sunt bunici tinere. Viața merge într-un ritm. Doar să spuneți că v-ați căsătorit târziu la 22 de ani. Așa erau vremurile. Perfect. La vremea deci asta și spun. Eu m-am căsătorit și mai târziu. La 28 de ani, deși eu mi-am dorit mai devreme. Problema e, nu ajunge să-ți dorești. Și ajungem la ceea ce spunem Dumnezeu. Și persoana potrivită, exact. Dumnezeu exact. Ne arată calea. Ei, atunci când suntem... Unde-i problema aici, așa să o luăm matematic și inginerește? Nu e nicio problemă în viață. Nu, ar fi o problemă. În momentul în care tu te opui voii lui Dumnezeu. Dar nu ne opunem, e liberul arbitru pe care Dumnezeu ni l-a dat precum un dar și e un dar. Eu spun așa, destinul vieții e o cale ferată. Nu un tren, e o cale ferată, e bine stabilită, bătută în cuie, vă aduceți aminte de filmele acelea western când se puneau primele șine în deșert. Exact așa e viața noastră, cred eu. Și de-a lungul acestei căi ferate trec trenuri. Noi ne urcăm și la un moment dat divinitatea ne dă șansa și liberul arbitru să coborâm în câte o gară. La stăm prea acolo prin acea gară, bântuim, încercăm carieră, de, nu știu, facem, ne căsătorim. La un moment dat vine un înger, poate că e îngerul păzitor sau îngeri, oameni pe care îi întâlnim în viață. Cu siguranță fiecare dintre telespectatorii noștri au întâlnit oameni care le-au schimbat destinele. Ți-au dat mâna și te-ai urcat înapoi în tren sau te-au bătut pe umăr, ai stat destul? Ai o menire de îndeplinit. Și aici mă refer la cei, la noi toți, pentru că noi toți, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne ducem la bun sfârșit rolul pe care ni l-am ales pe această planetă. Pentru că fiecare dintre noi am venit aici, pe pământul ăsta, cu o cale deja aleasă. Că nu ne aducem aminte, e exact despre ce povestim, acea tehnologie. Astăzi avem puterea, avem puterea, asta e adevărul, pentru că avem puterea să ne păstrăm la purtător amintirile. Vă aduceți aminte emisiunea cu Raul Rossetti, cu pozele, cu acea expoziție, cât ce însemna ca în 2024 să poți face o colecție despre o femeie cu Andrei Rossetti, cu fratele lui Raul Rossetti, îl salutăm pe Rossi, bună dimineața, Rossi. Poze, ce însemna acum 70 de ani să păstrezi o amintire? Acea femeie din acea expoziție și-a dorit, pentru că altfel, astăzi prindem instantanee, greșesc cu ceva, mânuiți foarte ușor tehnologia. Aș putea spune că sunteți chiar un expert în ce privește tehnologia. Astăzi orice răsărit de soare poate rămâne o amintire. Acum 30 de ani așa este. Trebuia să faci un efort să surprinzi un răsărit de soare. Vreau să vă spun că am făcut așa o mică, cum să zic, așa, ca o joacă. Și am cumpărat de pe internet o imprimantă micuță. Da. Sunt acum imprimante la care nu ai nevoie de tuș. Deci, sunt imprimante termice, nu ai nevoie de tuș, o hârtie specială. Și i-am dat oficiei mele, i-am explicat pe scurt, uite, e o imprimantă, vezi, eu aplicați acolo, te descurci. Cred că nu a durat maxim 10 minute să o pun în funcțiune. Eu am făcut chestiunea asta ca să îi dezvolt un pic creativitatea. De ce? Pentru că ea a folosit imprimanta aceea ca să realizeze diverse proiecte de ale ei sau tot felul de activități de astea, pentru activități extrașcolare. Ideea este că
noile tehnologii, noi avem cumva impresia că odată ce le-am luat 10 minute și cunoaștem elementele din spatele lor, să știți că se pot întâmpla fenomene, chiar și fenomene naturale, care să ducă la paralizarea totală a mijloacelor noastre de comunicații. Nu știu dacă știați treaba asta. Impulsurile acelea electromagnetice, exact, exact, printre altele, și probabil că deștepții planetei mai au și alte resurse. Nu, aici nu e vorba de deștepții planetei. Ar putea să fie vorba de orice fenomen natural. Nu orice fenomen, iertați-mă, de un anumit fenomen natural. De exemplu, exploziile solare pot să creeze impulsuri electromagnetice. De războaie poate să fie vorba. Ăla nu e un fenomen natural. Nu e un fenomen natural. Acolo e o mână omenească. Da. Deci, odată, un fenomen natural, dar pot să fie și elemente artificiale. În momentul în care are loc un impuls electromagnetic, depinde de natura impulsului, din păcate se vorbește foarte mult la noi despre acest lucru. De ce? Pentru că ne fiind o problemă în ultimii, nu știu, 60, 70, 80 de ani, da, în Europa cu efectele impulsurilor electromagnetice, normal că lumea nu se concentrează. E normal să nu se concentreze pe lucrurile astea. Împreună cu o echipă de colegi de la Universitatea din Cluj, am scris un articol legat de măsurile pe care le putem lua. Asta era cu niște ani în urmă, cu vreo 5 ani, pe care le putem lua în cazul unor impulsuri electromagnetice. Și făcând cercetare pe povestea asta, am ajuns la concluzia că americanii, încă din 2018, aveau o politică de stat în a proteja instituțiile, gospodăriile de impulsuri electromagnetice. Nu intru în detalii, că nu cred că își doresc respectatorii să vadă la ora 7. Dar există. Și revenim. Dar putem rămâne fără tehnologie. Și atunci ne întrebăm, poate Dumnezeu să intervină? Poate cu siguranță. Și prin astfel de fenomene naturale, atenție, nu neapărat. Bun, că se bat două țări sau trei sau 10. Da, și se creează un dezastru mondial, Doamne ferește, asta se poate întâmpla, nebunia umană n-a avut niciodată limite. Și am trăit pandemia din 2020. Sperăm să nu fie cazul. O minte încălcită care ne-a ținut în casă, dar a respirat planeta 3 luni de zile. Mergem la meteo cu Andra, să vedeți una din elevele dumneavoastră cât de bine și cât de frumoasă e Andra. Da, o știu pe Andra. Bună dimineața, Andra, meteo! Până dimineața, Ioana! Dragi spectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. După un weekend însorit și vreme plăcută pe timpul zilei și începutul săptămânii sună promițător. La Deva și Hunedoara, vremea rămâne însorită, vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime vor ajunge la 17 grade Celsius și la noapte temperatura scade la 1 grad Celsius. În zona Bradului, cerul va fi însorit și maxima zilei va atinge 18 grade. Pe timpul nopții, temperatura va fi de 2 grade. În Petroșani avem parte de soare, dar temperaturile vor oscila între 16 grade Celsius pe zi și 4 grade la noapte cu un vânt rece moderat. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Iese soarele, ne spune Andra. Te iubim, Andra, că ne aduci o veste bună. 17 grade la Deva, dragii mei, ne mai bem cafeaua la terasă astăzi dacă suntem harnici și reușim să ne terminăm treaba în timp util, să prindem și o rază de soare. Să știți că azi dimineața am curățat parbrizul cu cartela de telefon. Mai am încă o cartelă pe care o folosesc pentru a-mi curăța parbrizul. A fost prima dimineață în care parbrizul mi-a fost înghețat. Cam de vreme, că sunt doar în 21 octombrie. Rosia a stat în frig până eu am reușit să-mi răzuiesc parbrizul. Vedeți, până și la meteo, așa trecem, facem o paralelă foarte scurtă și o să mergem pe repede înainte la o altă poveste faină cu pastila de râs, că tot spuneam că tehnologia ne ajută să păstrăm amintiri, să surprindem tot felul de întâmplări. Vedeți, și la meteo, mi-aduc aminte când eram copil, că mergeam să vedem stația, mergeam de la școală în vizită la o stație meteo. Câtă diferență e astăzi și cât de ușor e astăzi să dibuim, să ghicim meteo, să vrem probabilă, să spunem așa,
Și cât de complicat era pe vremuri să poți să dai o prognoză meteo. Da, și erau și bancurile acelea legate de, de timpul probabil și era, îmi aminte și o poveste când eram mici, cu un cetățean care primise niște meteorologi la el și meteorologii greșeau, erau mai precis porcii care se pregăteau de iarnă și lucruri de genul ăsta. Acum e diferită partea de prognoză meteo pentru că și aici iar vă spun în urma unor studii pe care le-am făcut și articole pe care le-am studiat în domeniu, să știți că există foarte mult software acum în spatele datelor meteo și există sateliții care ne ajută foarte mult. Bineînțeles că acum 40-50 de ani nu erau aceste tehnologii sau nu erau accesibile și din cauza aceasta greșeau mult. Mi-amintesc că era o vorbă celebră a lui Grigore Moisil, care zicea că decât să dai la meteo că se va întâmpla ceva care matematic are o probabilitate de 30%, atunci mai bine ai spune că se va întâmpla exact opusul, că ai șanse mult mai mari să se întâmple. De ce se întâmplau lucrurile astea? Pentru că, bineînțeles, erau, nu știu, 30% șanse de ploaie, 20% șanse de vânt. Și atunci oamenii normal alegeau, făcând niște calcule pe hârtie, alegeau varianta care aparent avea probabilitatea cea mai mare, dar totuși acea variantă nu se întâmpla. De ce? Pentru că era totuși doar 30%, nu era 70%. De la urmă ajungem tot la divinitate. Dumnezeu, da, până la urmă ne arată calea, poate să putem să... Extraordinar a spus. 60% probabilitate ploaie și totuși e soare și ne bucurăm de razele. Da, și avem, gândiți-vă că acum avem sateliți, avem tot felul de tehnologii. Și totuși se greșește. Da, și vremea, da, rămâne și ca oamenii greșești, și oamenii, da, ca vremea, că asta e o vorbă din bătrâni. Apropo de amintirile pe care le putem surprinde foarte ușor cu tehnologia, pentru că totuși vorbim cu Paul Țăța, a fost în China, nu vreau să trecem prea mult, prea repede peste subiect. Ce a însemnat, mergem la poze, deja avem poze. Da, vreau să explic un pic. Care, da, un om ca dumneavoastră care iubește tehnologia, ce a însemnat vizita în China? Așa, cât de impresionat ați fost când te gândești că vorbim despre China, vârf tehnologie, eu sunt convinsă că acei, poporul acela are ceva, sunt mai deștepți ca noi europenii, sunt mai inteligenți? Nu știu dacă pot să spun asta, oricum, da, eu zic că toți oamenii până la urmă sunt inteligenți. N-aș vrea să fac o, nu știu, o discriminare rasială sau nu știu, să spun că sunt mai inteligenți ca noi, să ne coborâm noi mai jos sau invers. Nu, eu cred că oamenii până la urmă toți au insuflarea de la Dumnezeu și în funcție de modul în care evoluează ei, pot într-adevăr să aibă rezultate mai bune sau mai slabe, pot să se dezvolte pe anumite domenii, dar au abilități. Deci asta este și eu cred că abilitățile astea totuși ți le dă divinitatea. Ideea este că... Cum ați ajuns în China? Asta vreau să vă spun, că am sărit un pic și aș vrea să înțeleagă telespectatorii. Dacă v-ați luat bilet, ați plecat în concediu. Nu. Nu, s-a întâmplat în aprilie, în aprilie anul acesta. Și... Domnul director Motântău, directorul, da, vă explic imediat. Domnul director Motântău Sârbudan, directorul Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, tehnologic energetic, m-a sunat, era într-o duminică și mă întreabă, zice, tu ce vârstă ai? Zic, 44 de ani. Extraordinar, mă bucur, vai, mulți înainte, mulțumesc. Așa, zice, bun, tu ai ceva studii în robotică? Zic, da, facultatea în domeniul roboticii. Zice, și în domeniul telecomunicațiilor. Da, doctoratul pe extraordinar, extraordinar. Cum ești cu limba engleză? Nivel B1 cu certificat. Extraordinar. Ai ceva, nu știu, noțiuni de limba chineză? Ai interacționat cu comunitatea chineză? Da, am făcut un curs în anul 2014. Am făcut un curs de începători de limba chineză la Biblioteca Județeană. Am un atestat. Extraordinar. Uite de ce. Căutăm un om care, pe care să-l trimită școala noastră în China în urma unui parteneriat dintre județul nostru și o regiune de acolo din China și trebuie un profesor să participe la un seminar pe regiunea
Ardeal Banat. Bineînțeles, domnul director, i-am fost recomandat, am aflat ulterior, de către doamna inspector, doamna Luiza Cioară, inspector de specialitate pe discipline tehnice în inspectoratul școlar, căruia îi mulțumesc încă o dată. De asemenea, domnul profesor Gheorghe Mihuț, care este coordonatorul acestui parteneriat educațional România-China, a fost de acord să fiu selectat pentru că respectam acele criterii și într-un timp foarte scurt a trebuit să mă pregătesc foarte rapid cu documente. Am fost pus într-un proces de selecție ulterioară de către partea chineză pentru a participa la acest seminar. Am avut șansa de a reprezenta, să spun, România și zona noastră a Banat Transilvania. Au mai fost două colege, o colegă din Moldova la acest seminar de la Suceava și o altă colegă de la Pitești, care reprezenta Oltenia și Regatul, și am participat la un seminar internațional. Aici le vedeți pe cele două colege, pe cele două colegi ale mele. Ideea este că la acest seminar au fost reprezentate mai multe țări. Pe lângă România, da, țara pe care am reprezentat-o noi a fost Mongolia, Etiopia, Egipt. Cât ați stat în China? Seminarul s-a derulat pe o perioadă de 2 săptămâni, dar în total, cu tot cu drumuri, cu tot, undeva la 3 săptămâni. De ce? Am făcut 48 de ore de la Deva până la Ningbo. Ningbo este un oraș undeva în estul Chinei, un oraș mare cu 10 milioane de locuitori, cu aproape 10 milioane de locuitori. La acest seminar am învățat cum să procedez pentru a avea învățământ post-liceal de performanță. Ne-au explicat niște lucruri și un lucru foarte interesant care m-a impresionat a fost că, discutând cu un profesor chinez, zice, tu ești din România, așa? Da. Avem un mare respect pentru voi români. O mulțumim. Da. Cărui fapt se datorează, da? Cam așa. Și zice, păi, fostul nostru președinte a făcut studiile la București și a scris și o carte și a vorbit foarte frumos de România și să știți că mare parte din sistemul vostru educațional noi l-am adaptat, pentru că ce am învățat acolo, bine, aici eu vedem, nu mai sunt imagini din China, imaginile, da, astea sunt din activitatea mea în general. Da, da. Imaginile rulează, lasă-le să ruleze. Da, aici am revenit în China, aici suntem din nou în China, noi am vizitat acolo mai multe școli, așa arăta o ceremonie cu absolvenții la o școală post-liceală. Ei, învățământul post-liceal nu-l consideră învățământ preuniversitar, ci la nivel cam între universitate și între liceu și universitate. Și la noi legislația prevede că este învățământ terțiar non-universitar, dar aparține cumva de licee. Acolo sunt entități în sine, sunt colegii mari, au zeci de mii de studenți. Și ne-au explicat foarte multe lucruri ca să înțelegem. Aici era un joc de rol în care ți se dădea să faci anumite sarcini simple. Ne jucăm puțin, haide să destindem un pic telespectatorii. Încercăm. Ok. Haideți să facem o chestiune. Pot să fac eu singur prima dată, așa. Da? Și după aceea veți face o dată cu mine. Da? Deci întorc mâinile. Da? Le întorc așa, da? Așa. Ok. Punem mâna de deasupra, o punem peste mâna asta, da? Punem așa. Bun. Deschidem cele două degete din mijloc. Încrucișăm mâinile. Punem mâinile la nas. Deschidem mâinile și trebuie să fie în forma asta, să putem face așa. Dar fără să eliberăm degetele de nas. Un exercițiu simplu, banal, pe care l-am chinuit, cred că eu m-am chinuit destul de mult, aveam colegi de prin zonă, din Mongolia, care aveau un pic de interacțiune cu cultura chineză și înțelegeau mindset-ul. Haideți să încercăm acum împreună. Deci, mâna stângă, mâna dreaptă. Avem mâna dreaptă, punem mâna stângă peste ea. Da? O punem pur și simplu, da? Mâna stângă peste mâna dreaptă. Da, așa, bun. Acum, deschidem cele două degete arătătoare, le desfacem pur și simplu, da? Așa. Încrucișăm mâinile. Bun. Le punem aici. Așa. Și acum deschidem mâinile. Nu-mi iasă. Nu vă iasă. Ceva n-ați făcut cum trebuie. Hai să mai facem o dată. Deci,
Mâna stângă. Mâna, ca să, apropo de educație. Și, da? Copiii spun, m-am dus la școală, n-am înțeles nimic, m-au vorbit la niște tâmpenii. Bun, hai să le repetăm. Și atunci, ce au încercat este să ne transmită prin jocul ăsta? Că nu ajunge că ai văzut partea de poleială de exterior. Trebuie să intri în amănunt. Haideți să mai intrăm o dată în amănunt. Mâna stângă. Dacă poți și telespectatorii cu noi, perfect. Și Pilates acum. Invit pe cei care sunt în live să încercăm să facem. Mâna stângă, mâna dreaptă, mâna stângă peste mâna dreaptă. Încleștăm degetele. Deschidem două degete. Nu, arătătoarele. Așa. Doar arătătoarele, da? Așa. Bun, le facem așa, așa. Încrucișăm mâinile și le punem la nas. Și acum, descleștăm mâinile și trebuie să rămână degetele astfel încât noi să putem face. Tot așa mi-a rămas. Și o să vă rămână tot așa. De ce? Dar tot așa. Explicăm, le dăm soluția acum sau îi mai fierbem puțin pe telespectatori? Nu cred că mai avem timp, mai avem și horoscop să vedem bun, ce ne spune. Bun, atunci haide să le dăm și soluția. Așa. Ideea era în felul următor. Și ar fi interesant să facem din nou împreună lucrul ăsta. Bun. Avem cele două mâini. Am spus că le întoarcem așa. În momentul în care am spus că puneți mâna stângă peste mâna dreaptă, dumneavoastră ați făcut-o instinctiv. Da. Și ați făcut-o în modul în care dumneavoastră să vă simțiți bine. Da. Corect. Și atunci ați făcut așa. Da. Secretul era să pui cu totul deasupra. Degetul deasupra să fie deasupra. Deci degetul mic de la mâna stângă să fie deasupra degetului mic. Și fiecare. Și acum o să vă iasă. Așa? Nu. Țineți mâna așa, mâna așa, veniți cu mâna peste, așa. Bun, și asta trebuie să fie așa. Am înțeles. Ați înțeles? Și acum? Deschideți, acum vedeți că degetele stau cum trebuie. Numai un pic rămâneți așa. Da. Dumneavoastră ce ați făcut? Ați făcut așa. Și atunci degetele nu erau așa, erau așa. Am înțeles. Ăsta e primul semn că ceva nu e regulă. Bun, ne oprim, așa. revenim, da? Și acum? Și le punem și ne iasă. Nu iasă. Nu va ieși Ioana, pentru că... La Ioana să nu se iese niciodată. Da, ba, nu există. Asta spun și copiii. Nu o să învăț niciodată inginerie sau matematică. Nu e adevărat. Așa, puneți degetele așa, bun. Întoarceți mâinile. Nu. Deci am încercat după emisiune. Nu, că trebuie să vă iasă. Deci, așa trebuie să fie degetele când le puneți. Haideți. Nu ne lăsăm până nu vă iasă. Bun. Deci, așa, da? Da. Și acum, ne întoarce. Nu, deci, dar dumneavoastră nu știu de ce, ceva nu e în regulă. Ați făcut tot cum vă simțiți bine. Stați să facem cum trebuie. Așa. Și acum, așa trebuie să fie degetele. Da. Astea alte le strângeți. Așa. Și acum, întoarceți. Și acum, v-a ieșit. Nu, pentru că în momentul în care... N-are cum, în moment... vorbiți cu Ioana, n-are cum să iese. Nu, dar încă o dată, haideți să facem și nu ne mai eliberați. Emisiune, vreau să mergem ultima înainte. Oară. Haideți să nu ne lăsăm. Haideți să mai încercăm. Bun, deci avem mâine așa, le întoarcem. Așa. Degetele așa. Așa, așa bun. Așa. Ăsta peste ăsta. Peste ăsta. Așa. Bun, perfect. Și acum, desfacem. Așa. Doar degetele astea încrucișate. Da. Așa, bun. Așa le lăsăm, da? Ok, bun. Și întoarcem. Nu. Lăsați cum a fost. Așa, haideți. Nu. Așa. Nu. Greu. Încă foarte dat. Greu. O să încercăm după emisiune. Da. O să facem un reels cu domn profesor. Da, trebuie să facem un reels. Și o să facem exercițiu și n-ar strica să-l folosim în toată dimineața, să vedem când reușește Ioana. Și vă explic secretul după pauză. După pauză. Așa. Horoscop cu Andra, dragii mei, să vedem la ce ne ajută tehnologia să citim astrele. Revenim pormă în studio să vedem cum a fost în China cu domnul profesor. Hai că repetăm în pauză. Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrale de astăzi. Berbec. Dimineața vă lipsește simțul practic și vă irosiți energia. Colegii vă înțeleg și încearcă să vă ajute. Astrologul vă recomandă să fiți prudent. Nu refuzați ajutorul celor din jur. Taur. Vi se modifică programul pe neașteptate, dar schimbările sunt de bun augur. Aveți șansa să faceți cunoștință cu o persoană cu experiență care vă ajută într-o afacere. Astrologul vă sfătuiește să nu luați hotărâri la nervi. Evitați speculațiile financiare.
Gemeni, de dimineață s-ar putea să vă încurce planurile câteva drumuri scurte pe care nu le puteți evita. Astrologul vă recomandă să nu începeți activități noi astăzi pentru că vă puteți lovi de obstacole neprevăzute. Amânați activitățile dificile care necesită o concentrare intensă. Rac, de dimineață sunteți hipersensibil și agitat, nu vă simțiți în apele dumneavoastră. Astrologul vă recomandă să nu luați decizii importante pentru că nu aveți un contact prea bun cu realitatea. Evitați discuțiile contradictorii cu cei din jur. Leu, s-ar putea ca în prima parte a zilei să aveți mici probleme în cămin. Astrologul vă recomandă să le tratați cu calm. Un gest tandru sau vorbă bună vă pot ajuta să evitați o ceartă. Financiar nu stați prea bine, dar fiți optimist. Banii vor apărea când veți avea nevoie. Fecioară, dimineața sunteți obosit și confuz cu un simț practic scăzut. Evitați să luați decizii importante. Astrologul vă sfătuiește să vă odihniți mai mult și să vă limitați la activități de rutină. Balanță, zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii și cu persoana iubită. După amiază s-ar putea să primiți o sumă importantă de bani de la o persoană mai în vârstă din familie. Sunt șanse să vi se propună o colaborare, dar astrologul vă sfătuiește să nu vă pripiți. Nu este exclus să aveți probleme din cauza unei femei impulsive. Scorpion, începe ziua plin de energie și entuziasm. Aveți grijă să nu depășiți anumite limite și să nu provocați discuții în contradictoriu cu colegii. După amiază s-ar putea să aveți o problemă sentimentală neașteptată. Astrologul vă recomandă să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Săgetător, s-ar putea să fiți dezamăgit pentru că o întâlnire de afaceri nu decurge cum ați fi vrut. Nu este o zi prea bună pentru afaceri, dar puteți petrece clipe plăcute alături de persoana iubită. Astrologul vă recomandă să vă odihniți. Capricorn, vă puteți ocupa de probleme financiare. Aveți șanse să redresați bugetul familiei. Dacă vi se propune o colaborare, ar fi bine să nu refuzați. Astrologul vă recomandă să vă consultați și cu partenerul de viață. Vărsător, aveți multe de rezolvat, așa că astrologul vă sfătuiește să vă stabiliți clar prioritățile. Dimineața sunteți nevoiți să faceți cheltuieli neprevăzute, dar necesare. S-ar putea să vă ocupați de o problemă urgentă a unei persoane dragi din familie. Pești, deși cei din jur nu prea vă apreciază ideile la adevărata lor valoare, nu este cazul să vă indispuneți. Astrologul vă recomandă să nu semnați documente oficiale și să nu începeți afaceri. Puteți avea mari satisfacții pe plan sentimental și în relațiile cu persoanele pe care le-ați ignorat până acum. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu noi previziuni astrale. Suntem în doi. Credeți că miasă? Da, haideți, da, să vedem. Eu zic că voi ați găsat. A reușit, bravo, excelent. Bun, felicitări. O să punem acest exercițiu, o să ajungă în online. Nu se știe cine o să încearcă, o să aștept. Rosia, ai înregistrat tot? Da. Deci o să rămâneți alături de noi să faceți acest exercițiu, să știți că nu vă strică și o să vedem. Eu vă aștept. Da, a venit domnul profesor și mi-a explicat exact cum e cu mânuțele. Ai, să știți că, cu să știți că și eu am învățat greu. Care e ideea? Care e ideea acestui joc? Deci în momentul în care ți se spune să faci un lucru simplu, tu tinzi să-l faci cum te simți tu mai bine. Adică, ideea era în felul următor. În momentul în care puneai o mână peste cealaltă, trebuia să pui degetele, degetul de deasupra mâinii să fie peste degetul de la mâna cealaltă. Dacă veneam invers, trebuia așa să fac. Deci, până la urmă, noi, cred că e vorba de exercițiu și... Nu, e vorba de ascultare aici. De ascultare. Eu nu ascult. Uite, scrie Bianca, ei... Nici eu. Și partea, eu n-ascult. Ei și la Bianca, da? Da, excelent. Cred, Bianca, bravo, a încercat, Bianca. Când ajung la redacție, încercăm încă o dată. Super, așa foarte bia, tare. Mulțumim. Și care era ideea? Că jocurile astea educaționale au un rol. În primul rând, ei fac chestiunea asta, când le vin în anul întâi studenții, învață lucrurile astea, simple, banale. Ok, în momentul în care tu reușești să asculți pentru o chestie banală și să o duci la bun sfârșit, de ce asculți? De un specialist care știe, cum a spus dumneavoastră, da? Dumneavoastră sunteți specialist în domeniul ăsta. Ok, dumneavoastră sunteți în domeniul televiziunii. Rosie, de exemplu, e specialist în domeniul părții de editare video-foto. Și atunci ascultăm de specialiști. Problema noastră este că de cele mai multe ori nu ascultăm de cel care se pricepe, facem cum ne simțim noi bine. Și aici intrăm într-o altă problemă, de, apropo de educație. Nu știu dacă ați auzit textul ăsta. Lăsați copiii să se simtă bine la școală. Păi dacă ar fi să se simtă bine, ar însemna că ei trebuie să stea într-o zonă de confort, să fie eventual cu Coca-Cola, cu popcorn-ul și să se uite la școală ca la un spectacol. Dacă vor să-și mai noteze ceva, își mai notează. Ei, atunci avem rezultatul corespunzător părții de teatru, de divertisment. Corect. Ok? Corect. Și atunci, problema era pe care am învățat-o în China și ce ne-a învățat partea chineză, lucru esențial care mi-a arătat, de fapt, ok, acum
într-adevăr am înțeles care e direcția, este în felul următor. Trebuie să faci lucrurile, să te dedici, să te concentrezi pe ceea ce faci. De exemplu, eu sunt acum la dumneavoastră în emisiune. Dacă în același timp aș butona telefonul, aș, nu știu, m-aș juca, aș... nu mi-ar ieși lucrurile, nu aș putea să transmit anumite lucruri ca și în momentul în care mă concentrez. Și atunci, când sunt la școală, e învățământ formal. Trebuie să fiu la școală. E adevărat, și ca și părinte îmi dau seama de asta, copiii stau foarte mult timp la școală. E adevărat. Ei, ce am văzut la chinezi, au scurtat timpul de învățământ formal. Adică din ora de 50 de minute la post liceală au 45 de minute. Și atunci, fac pauza de 5 minute, 3 ore, fac intensiv, nu știu, 4-5 discipline, după care pauză 2 ore. După care iar mai revin 3 ore. Bine, vorbim de educație cu adulții aici, vorbim de școală post-liceală. Dar, bineînțeles că asta se poate adapta și la, toată, și la alte elemente. Și atunci, din jocul ăsta simplu, ce putem să învățăm? Că în momentul în care am un profesor, profesorul care e în fața mea, știe ce vorbește, trebuie în primul rând să am încredere că știe ce vorbește, el nu trebuie să se lase, că ați văzut, primul instinct este, nu, domnule, e greu, nu mi-a să las o baltă, hai că facem altă dată, ați văzut și în pauza publicitară, mi-a spus, nu-i nicio problemă, mai ne întâlnim noi odată și... Nu, de ce? Pentru că nu lăsa pe mâine ce poți face azi, zice românul, nu? E o vorbă. Și atunci, exact lucrul ăsta aplicat pe tot ce facem, eu zic că neasă. Mai sunt și alte joculețe, putem să facem altă dată, dacă doriți. Într-o altă emisiune. Sigur. Și o să mai sunt atât de multe de povestit. Foarte multe. Pentru că am descoperit în această dimineață, înainte de emisiune, că domnul profesor Paul Țăța a fost om de televiziune chiar la aici la 1TV. Mai sunt foarte multe de povestit. Vreau doar pe scurt, pentru că mai avem mai puțin de 5 minute de emisiune. Ce v-a impresionat cel mai mult în China? Pentru că vizitele în China, mie mi se par mult deosebite față de orice altă vizită în altă țară. Pentru că e clar că lucrurile stau altfel în acea zonă a pământului. Dar care e amintirea, nu vorbim de învățământ, vorbim așa la general, care e lucru care l-a impresionat cel mai mult pe Paul Țăța în timpul vizitei din China? Pot să spun că totul m-a impresionat. Foarte mult, nu pot să spun cel mai mult, dar toate m-au impresionat foarte mult. M-a impresionat foarte mult și modul în care se comportă cu invitații, sunt foarte bune gazde. Pot spune că aici ne asemănăm foarte mult ca popoare, că și românii sunt foarte bune gazde. Ca dovadă a lucrurilor ăstora este că România și China au fost țări prietene de foarte mult timp, da? Din anii, nu știu, 60, 70, ceva de genul ăla. Deci avem o istorie în spate. Modul în care adaptează. Asta îmi place extraordinar de mult. Modul în care adaptează lucrurile și noi de multe ori avem așa un clișeu, spunem că ok, chinezii copiază și acum la acest seminar chiar m-am convins că nu copiază. De fapt, ei ce fac? Adaptează lucrurile. Dacă vă văd, să zicem, nu știu, pe dumneavoastră că faceți un anumit lucru într-un mod, nu știu, sănătos. De exemplu, nu știu, faceți ceva, beți apă, nu știu, cu lămâie și vă creează. Studiază, văd de ce și adaptează. Și asta e un lucru important pe care îl făceam, din câte am înțeles de la colegii mei mai în vârstă, îl făceam și noi în România, dar din păcate în ultima perioadă ne-am lăsat așa, să spun, pe tânjală, să adaptăm. Sunt lucruri importante. Acum, bineînțeles că nu poți să compari o țară cu 20 de milioane, să spun, de locuitori, cum e România, cu o țară atât de mare în care un oraș este de 10-20 de milioane de locuitori, bineînțeles că acolo e o concentrație a populației mare și lucrurile se adaptează. Dar am continuat acest schimb de experiență pentru că au venit și 3 profesoare din China ulterior la DEVA și am avut onoarea de a fi aproape, de a-mi întoarce și eu, să spun, găzduirea și să știți că tot o impresie bună au avut și dânsele din ceea ce mi-au spus legat de noi, de români. Nouă ni se părea că ei muncesc foarte mult și ei spuneau că noi muncim foarte mult, pentru că vedeau ce se întâmplă la nivel de școală, au venit și în sălile de clasă, au văzut cum lucrau cu copii și spuneau, voi lucrați foarte mult. Eu cred că până la urmă
oamenii se adaptează la condițiile de mediu și trebuie să avem încredere în noi, să ne ascultăm maestrii și profesorii, să-i respectăm. Asta am învățat, bine, știam eu lucrurile astea din România, dar am văzut practic cum se face lucrul ăsta, adică își respectă profesorii și eu zic că lucrurile vor merge bine. Cu siguranță, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea lui, lucrurile vor pleca pe un făgaș normal și la noi în țară. Suntem pe un făgaș cumva normal, că poate așa e destinul nostru, poate asta am ales. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc oricând. Cu mare drag, de-abia puc să ne întâlnim, să ne reîntâlnim aici la Deale Dimineții. Bine dimineața, vom reveni, pentru că revenim în fiecare dimineață în live noi, cei doi, de la Deale Dimineții, de la Hunedoara 1 TV și eu și Rosi, bine dimineața vom reveni aici alături de dumneavoastră până mâine dimineață, când alături de mine va veni un om care e la cârma județului Hunedoara, vorbind de administratorul public, domnul Costel Avram, va veni să ne povestească despre copilăria domniei sale, cum a ales să facă politică, cine e de fapt omul din spatele costumului, ce iubește cel mai mult și nu a fost spus până acum. Poate ne va povesti mâine dimineață aici, la Deale Dimineții. Rămâneți alături de noi. Am o singură rugăminte la dumneavoastră, dragii mei. Nu uitați să spuneți cuiva astăzi, te iubesc. Nu uitați să fiți buni și să dăruiți din bunătatea dumneavoastră. Pentru că noi, mâine, vom fi ceea ce am dăruit astăzi. Suntem buni, primim bunătate. Suntem altfel, primim ceea ce dăruim. Eu vă spun un sincer, vă iubesc. O săptămână minunată vă doresc și plină de bucurii și de soare în suflet și pe cer. Pe mâine!